Când credeau că au scăpat de virusul pestei porcine și se pregăteau să stingă rând pe rând cele trei focare din județul Buzău, autoritățile sanitar-veterinare se confruntă acum cu alte două focare. PPA a fost confirmată la mai multe animale din satul Amara. Medicii veterinari spun că virusul ar fi putut fi adus de animalele și păsările sălbatice. Virusul a fost confirmat în cazul a două animale din gospodăria unei femei din comuna Balta Albă. Alerta s-a dat încă de săptămâna trecută, când femeia a găsit animalele moarte. Din Balta! Din Balta! De pescăruși, rațele sălbatice, că noi avem în ei în undă și ne aduce apa până aici la coteții. Cotețele sunt dărâmate de apă, că a stat în apă. Și au venit, au mâncat, au ciugulit, uite, boabe de la animale, de la... și s-a luat virusul, o să știi, din aer. Vecinii femeii au aflat cu stupoare că pe strada lor a apărut un focar de pestă porcină africană. Pentru a fi sigur că boala nu va ajunge și în cotețele lor, și-au instalat la porți filtre proprii de dezinfecție. Vă e teamă să nu apară virusul și la dumneavoastră? Nu ne e teamă, da? Asta e, dacă... Preventiv, așa? Preventiv. Ne-au dat soluții cei de la primărie. Deci e important să fim atenți. De la Buzău, foarte, foarte pronți au fost. Au dat cu dezinfectant, au dat, au stropit peste tot, din curte în curte, ne-a înștiințat să fim liniștiți când o să vină să ne confiște porcii, să fim liniștiți toată lumea. Deși autoritățile le-au dat asigurări că niciun animal nu va fi sacrificat în localitate, oamenii sunt cu ochii în lacrimi și se tem de ce este mai rău. Îi plâng că dacă se întâmplă ceva aici așa și ne ia și porcii și tot, noi suntem bătrâni. N-avem decât o pensie de 5 milioane și azi, cu ce trăim? Câți porci aveți? Am... Ce ia pe ea? 5 porci am. Mari? Da. Păi dacă am nepoți, ce le dau la nepoți? Să văd și eu unul. Da, dui sigur că mi-e frică că aia... Ați gropit la ei acolo? Da, 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 ne-a dat soluții, ne-a dat toate, ne-a dat. Ne-e frică că dacă... La țară ce bază să ai? Te duci să cumperi? Noi n-avem venit, n-avem nimic, trebuie ca să ai un animal să-l tai de sărbători. Noi n-avem copii, dar lumea care, vecinii care au copii, ce fac? Focarul deschis la Amara este cel de-al patrulea din județ și, spre deosebire de celelalte, aici nu a putut fi deocamdată identificată cauza care a dus la îmbolnăvirea animalelor. Primele indicii duc către animalele și păsările sălbatice din zonă. Cauza momentan, după părerea mea, s-ar putea să fie de origine sălbatică, de la porcii mistezi din zonă. Pentru că gospodăria respectivă nu s-au adus în ultimele 6 luni niciun animal. Deci nici nu s-a cumpărat, nici nu s-a vândut. N-au cumpărat carne de porc de nicăieri. Ca să zic, a prelucrat-o și a ținut-o la congelator și a prelucrat-o pentru anumite zile. Porcii destul de mari, iar zona în care locuiesc de familia respectivă, spatele casei corespunde exact în baltă. Pentru că doamna îmi spunea că în momentul când au fost ploile respective, apa venea până aproape de cotețul porcilor. Deci intra cam 15 metri de la margine de unde e stuful în curte. Noul focar de pestă de la Amara din județul Buzău vine în momentul în care autoritățile se pregăteau să declare închis primul focar de boală, confirmat în urmă cu mai multe săptămâni la Pănătău. Urmează să fie aduși primii porci santinelă. Dacă animalele vor supraviețui în următoarele 45 de zile, focarul va fi declarat oficial închis, iar gospodarii își vor putea repopula curțile cu suine. În Buzău mai sunt focare de pestă porcină în localitățile Lunca și Puiești.